Bună seara tuturor! Vă spun din nou la o nouă emisiune, Teologia în Actualitate. Este bucuria și plăcerea mea să continuăm aceste emisiuni cu teme, sper, interesante și folositoare pentru noi toți. În seara aceasta avem bucuria și plăcerea să discutăm cu un teolog și un sociolog. Îmi plac oamenii care au preocupări interdisciplinare și multidisciplinare. Și în seara aceasta l-avem împreună cu noi pe pastorul Remus Runcan, doctor în sociologie, și spunem bun venit în această emisiune. Bine v-am găsit, salut și eu pe toți telespectatorii și pe cei care ne urmăresc pe Facebook. Îmi pare bine să particip la această emisiune extrem de interesantă. Trebuie să aducem teologia în actualitate. Și cred că atunci când ne propunem lucrul acesta, devenim relevanți în această societate. De obicei, în cadrul acestei emisiuni, discutăm teme teologice, dar discutăm și despre literatură creștină și literatură teologică. Domnul Remus Runcan a scris o carte, o analiză sociologică a spiritualității în bisericile evanghelice din România, și aceasta este și tema emisiunii noastre. Dar înainte de a păși în discuția despre această temă, am și eu personal câteva curiozități și probabil că și cei care ne urmăresc. Cum ați ajuns să studiați sociologia și să predați cursuri de sociologie la Universitatea de Vest din Timișoara? A început așa foarte interesant, în sensul că eu, fiind un absolvent de teologie, eram pus în fața faptului de a continua după un master în teologie studiile, încercând și căutând un doctorat. M-am gândit că un doctorat în teologie ar aduce oarecum un plus valoare în educația mea, dar mi-am dat seama că plusul acesta nu poate fi foarte mare. Între timp, aflând despre faptul că în Timișoara există un doctorat în filozofie, m-am înscris la filozofie. După 6 luni însă mi-am dat seama că filozofia nu este ceea ce mi-aș dori cel mai mult. Era cumva asemănătoare cu teologia, dar eu vroiam să merg spre o teologie aplicată. Vroiam cumva să fiu de folos fraților, surorilor din biserică, oamenilor din generația mea. Și de aceea după 6 luni am schimbat cumva macazul, mergând spre sociologie printr-o călăuzire absolut specială, pentru că de obicei aceste transferuri nu se fac. Transferuri dintr-un domeniu într-altul nu se prea întâlnesc, dar m-am rugat și până la urmă Dumnezeu a făcut posibil acest lucru, astfel încât am primit un transfer din filozofie în sociologie și așa am început să studiez rețelele sociale, virtuale. A fost un exercițiu foarte interesant pentru că nu era una dintre curiozitățile mele. Erau însă curiozitățile altora din prejurul meu și cumva uitându-mă la tinerii din această generație, mi-am dat seama că ei sunt prinși de aceste rețele și am început să studiez rețelele sociale virtuale, Facebook-ul, și am deprins această metodă sociologică de măsurare a anumitor fenomene în societate. Și de acolo am pornit, de la un doctorat în domeniul sociologiei. Sociologia și teologia sunt în conflict, sunt prieteni sau sunt dușmani? Care e concluzia după atâția ani în care a studiat teologia și sociologia? Sunt prietenele mele amândouă. Acum nu știu dacă ele sunt foarte prietene între ele, dar cel puțin atât teologia ca și prima mea dragoste, cât și sociologia, care cumva ne dă o imagine mai clară a societății noastre și a fenomenelor care se petrec în societate. De aceea eu cred că avem nevoie de aceste radiografii sociale, astfel încât să putem înțelege situația în care suntem ca și biserici,
să înțelegem cum sunt oamenii din prejurul nostru, pentru că fiecare dintre noi avem percepții despre multe fenomene. Dar diferența între percepțiile mele și realitățile prezentate sociologic e uneori destul de mare. De aceea cred că este științific să testăm fenomenele sociale prin eșantionare și să vedem dacă percepțiile noastre se verifică sau nu se verifică. Dacă ar fi să trecem direct la tema pe care ne-am propus să o discutăm în seara aceasta, de fapt cartea, această carte pe care pentru mine a fost o plăcere să o răsfoiesc, un conținut foarte important, cred că oricine ne urmărește și în seara aceasta va găsi foarte multe explicații la anumite aspecte, realități care sunt în bisericile evanghelice din România. Cum a apărut ideea aceasta de a scrie o carte pe această temă și de ce a pus lupa pe spiritualitatea evanghelică și nu pe altceva? Sociologic se putea studia și alte aspecte. Da, eu am și alte preocupări și alte fenomene pe care le studiez, dar cumva spiritualitatea a fost o idee de început de an 2019. Eram în primele zile ale anului 2019 gândindu-mă la modul în care să abordez predicarea în 2019 în Biserica Maranata pe care o slujeam și mă gândeam, privind așa membrii bisericii, oare frații aceștia, surorile pe care le avem în biserică, au un grad înalt de spiritualitate sau un grad scăzut? Cum pot fi ei ajutați? Care sunt subiectele cele mai importante pe care aș putea să le abordez pe parcursul unui an? Și așa mi-a venit ideea de a face un chestionar de măsurare al spiritualității. Acum, el nu este perfect. Eu știu lucrul acesta, este perfectibil și eu voi lucra la perfecționarea lui. Cumva este o măsurare cantitativă. Și atunci când măsori cantitatea, nu întotdeauna vezi bine calitatea. Dar am pornit cu o măsurare cantitativă și de la început nu m-am gândit să scriu o lucrare, un eșantion valabil pentru țară, ci valabil pentru biserică. De aceea am făcut chestionarul, l-am aplicat la 90 de membri din cei 125 pe care aveam la momentul respectiv. Adică studiul era foarte relevant, testând aproape toată populația. M-am uitat peste rezultate, unele m-au surprins, unele m-au surprins plăcut, altele m-au surprins neplăcut. Și de acolo a venit ideea. Ce ar fi să vedem cum sunt alte biserici? Alte biserici baptiste, penticostale, creștine după Evanghelie, non-denominaționale. Și am lărgit cercul acesta aplicând acest chestionar până la 1017 respondente. Și așa am ajuns să încerc o radiografie a spiritualității în bisericile evanghelice din România. E adevărat că majoritatea chestionarelor au fost aplicate în interiorul arcului carpatic, adică în zona Banat, Crișana, Transilvania, nu foarte mult în Oltenia și în Moldova. Tocmai cumva am vrut să limitez area cercetării pentru ca relevanța să fie foarte mare. De aceea cred că am reușit ca prin întrebările pe care le-am pus și apoi prin interpretarea pe care am dat-o acestor întrebări să aduc o radiografie destul de clară pentru bisericile din mediul urban, pentru că majoritatea testelor au fost făcute în mediul urban, în biserici cu oarecare dinamică, cu o creștere de minim 5% pe an, biserici care au departamente și grupe de case sau cel puțin departamente sau grupe de case și nu sunt mari diferențe între celelalte populații creștine, dar în acest domeniu cumva relevanța este maximă. Și care au fost premisele cu care ați plecat la drum în această cercetare? Că presupun că au fost niște premise de lucru, așa, dacă au fost, probabil, nu știu.
presupunerea că spiritualitatea este destul de diferită cea prezentă de cea trecută sau alte premise, nu știu, care au fost, poate? Am avut niște întrebări așa de cercetare. Mă întrebam, de exemplu, care sunt punctele tari ale mișcării evanghelice din România acum la începutul secolului 21. Care sunt slăbiciunile noastre? Care sunt lucrurile care sunt aturi, de exemplu, ale baptiștilor față de penticostali sau față de creștini după Evanghelie? Pentru că există un fond comun, dar există și diferențe. Și la un moment dat am făcut spre finalul cărții aceste comparații între diferitele mișcări protestante și neoprotestante. De aceea, cu această întrebare am pornit în minte. Hai să văd cum stăm la diferite capitole. Și atunci am găsit câteva capitole. Lista nu este exhaustivă. Sunt sigur că ar putea cineva să facă 25 de întrebări. Eu am făcut 15, de fapt. În carte am numai 14. Pentru că măsurarea timpului petrecut pe rețele sociale am hotărât să nu o interpretez în această carte. Poate este subiectul unei alte cărți în care aș putea cumva să fac tabele de încrucișare între toți itemii pe care îi am, cei 14, și timpul petrecut pe rețele sociale. Pentru că ceea ce eu văd este că oamenii petrec așa de mult în mediul online încât nu mai au timp pentru practicile spirituale. Și aici este o problemă majoră. Timpul este limitat. De când este ziua și noaptea, cred că avem 24 de ore pe zi, dintre care 8 ore dormim, aproximativ, unii mai puțini suntem mai eficienți. 8 ore muncim, alții au hotărât să muncească și mai mult. Avem o familie, avem hobby-uri și avem un suflet. Avem un duh pe care Dumnezeu ni l-a dat și pe care trebuie să-l creștem. Și dacă nu alocăm timp acestor practici spirituale, ne vom trezi cumva cu duhul care încearcă să urmărească trupul, dar nu poate, pentru că e sfrijit, e obosit, iar trupul nostru aleargă mai tare decât sufletul. Și această dedublare este extrem de periculoasă. De aceea cred că trebuie să învățăm să investim timp în practicile spirituale. Deci, dacă înțeleg bine, a fost cumva o curiozitate de a descoperi unde se află mișcarea evanghelică în secol, la început de secol 21, și această curiozitate, întrebările ridicate în relație cu tema spiritualității, au fost poate elementele, punctul de plecare în studiul acesta. Dar vorbeați mai devreme de Chantillon și aș vrea, dacă puțina, să revenim la această întrebare, la această discuție. Înțeleg că ați aplicat niște chestionare, nu foarte mult aspecte tehnice, poate că cei care ne urmăresc nu sunt foarte familiari cu aspectele tehnice, dar cred că constituie o bază în interpretarea pe care ați dat-o rezultatelor. Corect. Am chestionat 379 de baptiști, 422 de penticostali, 81 de reprezentanți din bisericile non-denominaționale, 73 de creștini după Evanghelie și am găsit prin bisericile evanghelice și oameni care sunt ortodoxi, catolici, nu aparțin unei denominații, adventiști, care s-au regăsit în aceste biserici în care eu am aplicat chestionare. În principal, un număr de 18 biserici au fost cuprinse în eșantion. În ceea ce privește vârsta respondenților, în aceste biserici de oraș, cumva numărul tinerilor până în 30 de ani este mai mare, 57%, între 30 și 50 de ani sunt 31%, între 51 și 65, 8,8% și peste 65, 2,65%. Deci cumva oameni de toate vârstele, dar preponderent tineri. Și cumva pot spune că este o imagine nu numai a bisericii de astăzi, ci și a bisericii de mâine.
Pentru că acești tineri în următorii 10-20 de ani vor fi cei care vor ajunge cumva în conducerile bisericilor. Am chestionat 53% din eșantion femei și 46% bărbați. Oameni cu studii și cumva am văzut câte studii au oamenii din bisericile noastre. 8 clase, aproape 6%, liceu și școală profesională 44%, licențiați 33,33%, adică unul din trei evanghelici în bisericile acestea sunt cu studii superioare, 14,5% cu masterat și 1,87% cu doctorat. În ceea ce privește membralitatea, avem și aici un PowerPoint, cred că la imaginea aceasta, sper să se vadă eșantionul acolo. Deci, aș vrea să prezint un ultim lucru. Mi s-a părut foarte interesant lucrul acesta privind migrația oamenilor dintr-o biserică într-alta. 20% spuneau că nu sunt membri în biserica pe care o frecventau și în care s-a aplicat chestionarul. Asta arată că în bisericile noastre sunt membrii din alte biserici. Acum, unii pot să fie și dintre cei necredincioși, dar interesați de cele spirituale. 40% sunt botezați în bisericile în care fac parte. Ia uitați-vă acum, 18% s-au transferat în ultimii 5 ani, aproape 10% s-au transferat cu mai bine de 5 ani în urmă, iar 11,8% sunt membrii fondatori, adică au deschis biserici noi în generația lor. Cumva vedem că oamenii din bisericile noastre sunt destul de diferiți. Unii au mai trecut prin una, prin două biserici, unii au fost nemulțumiți de bisericile în care au fost. Există un fenomen din ăsta de migrație pe care aș vrea să-l aprofundez la un moment dat și să vedem de ce oamenii aceștia nu sunt loiali bisericilor din care fac parte și caută tot timpul altceva. Deci un grup foarte divers implicat în cercetarea aceasta, atât o diversitate în ceea ce privește vârsta, cât și nivelul spiritual, implicarea lor în slujire și viața comunității. Deci toate aceste lucruri au constituit grupul țintă spre care v-ați îndreptat. Primul domeniu din carte rezultă spre care v-ați îndreptat atenția a fost rugăciunea și aș vrea să vă întreb la ce concluzie ați ajuns în privința practicării rugăciunii în viața personală și în viața comunității în comunitatea evanghelică din România. Ce puteți să spuneți despre rugăciune după ce ați chestionat, ați interacționat cu respondenții? Eu am avut așa o imagine a cenușăresei bisericii. Și vă spun, vorbesc despre rugăciune, vă spun de unde mi-am format această imagine. La un moment dat, administrând site-ul comunității de Timișoara, Baptiste de Timișoara, urmăream articolele și cât sunt de citite. Dacă vrei să scrii ceva și să te citească foarte puțin evanghelici, atunci scrie despre rugăciune. Am scris articole care aveau diverse lucruri în titlu. Cele mai mici ratinguri erau făcute pe temele referitoare la rugăciune. Oamenii nu prea vor să citească despre rugăciune pentru că nu vor să se simtă vinovați. Își dau cumva vor seama să se roage, că... nu vor să citească. Poate nu vor să citească, dar vor să se roage. E un război spiritual aici. Cred că diavolul nu-i place deloc subiectul ăsta pentru că e o armă atomică. Rugăciunea în timpul trezirilor spirituale, în timpul bisericii primare, a fost dinamita care a făcut ca lucrarea lui Dumnezeu să se extindă foarte mult. De aceea, cumva, tema aceasta a rugăciunii nu este una foarte populară,
Eu sunt conștient de lucrul acesta și cred că graficul pe care îl vom prezenta, cât se roagă evanghelicii, va fi extrem de grăitor. Deci cred că putem să... Se roagă sub 10 minute pe zi. Deci putem 41% graficul, cred că. Se roagă între 10 și 30 de minute. N-am vrut să testez așa chiar cu minutul, pentru că e destul de greu să evaluezi și de-aia am dat intervale mai mari, dar poate că unii sunt acolo la 10, 11, 12 minute și dintre aceștia. Iar cei care depășesc 30 de minute pe zi sunt doar 8% dintre credincioșii evanghelici. Când privim aceste grafice, poate că realizăm de ce eficiența noastră spirituală este destul de mică și delimitată în această perioadă. Nu alocăm un timp special pentru rugăciune. Și aici vorbesc medie pe zi, însemnând rugăciunea de dimineață când ne trezim, rugăciunea dinainte de a lua masa de mic dejun, de prânz și de cină, de rugăciunea de la biserică și de rugăciunea pe care o facem cu familia. Deci totul cumulat, la mai mult de jumătate dintre creștini, este mai puțin de 10 minute pe zi. Pentru mine este îngrijorător. Dacă îmi amintesc cuvintele Domnului Iisus, de exemplu, care spunea: un ceas n-ați putut să vegheați, le spunea ucenicilor. Un ceas deja nici n-am mai pus ca și item, că vă dați seama că dacă la jumătate de oră discutăm despre 8%, dacă vorbim la o oră, probabil că procentul deja este cu 0 în față. Nu avem acest exercițiu și cumva aș vrea să fac niște recomandări, că oamenii și creștinii uneori nu înțeleg ce înseamnă rugăciunea. Ei cred că rugăciunea este o listă de cereri pe care o aducem înaintea lui Dumnezeu și dacă ne uităm la ceas când începem această listă, am putea să punem 20 de motive într-un minut. Și după un minut să spunem: dar ce să ne mai rugăm, că nu mai avem, am epuizat toate, ne-am rugat pentru bunică, pentru pisică, pentru tot ce ne-a trecut prin cap și a trecut minutul, deci nu mai avem ce să spunem. Rugăciunea conține și meditație. Rugăciunea conține repetarea cuvintelor Scripturii pentru noi, în contextul în care noi trăim, făcându-le relevante. Înseamnă rugăciune de mijlocire, înseamnă rugăciune de laudă. Nu numai cereri și nu numai pentru mine. Eu cred că rugăciunea nu este principal, în rugăciune nu ar trebui să fiu principal eu și nevoile mele. În rugăciune ar trebui să fie principal Dumnezeu, voia Lui, pentru că voia Lui este bună, plăcută și desăvârșită. Și eu trebuie să o caut. De aceea rugăciunea este mai mult decât uneori noi înțelegem ca fiind lista aceea de rugăciune pe care o aducem înaintea lui Dumnezeu. Acelea sunt doar cererile. Am înțeles încă la început că studiul viza mai mult dimensiunea cantitativă și poate că cineva aici ar spune: da, frate, într-adevăr, cantitativ eu am o problemă cu rugăciunea, în schimb ale mele 10 minute sunt de o calitate care nu poate fi comparată cu rugăciunea celuia care stă o jumătate de oră sau o oră. Cum ați răspunde la lucrul acesta, având în vedere că discutăm acum de o analiză cantitativă și calitativă? Da, noi știm așa cumva să ne ascundem în spatele cifrelor. Ideea este că dacă avem o calitate foarte bună, acea calitate ne trezește o dorință mai mare de a sta înaintea lui Dumnezeu. Nu putem avea un timp extraordinar de bun în 30 de secunde și apoi să ne rupem și să deschidem televizorul ca următoarele, jumătate de oră sau, eu știu, două ore să stăm în fața televizorului. Deci cumva calitatea timpului nostru de rugăciune, și eu sunt un om al calității, nu cred că trebuie să ne rugăm cu ceasul în mână și dacă nu ne-am făcut targetul să ne autoplagelăm sau să ne biciuim singuri, ci trebuie să ne îmbunătățim această viață de rugăciune, astfel încât să ajungem să ne dorim mai mult cu Dumnezeu. În carte dau câteva exemple de oameni care se rugau în medie o oră pe zi, două ore pe zi, trei ore pe zi.
În momentul în care citim aceste lucruri, așa un pic ni se face rușine de credința pe care noi o avem ca să punem în rugăciunile noastre o profunzime a relației cu Dumnezeu, da? Astfel încât să nu trebuiască să-i cerem lui Dumnezeu, pentru că noi știm inima lui Dumnezeu. Și să avem o părtășie astfel încât El să spună: da, prietenul meu de la Timișoara este, sau prietenul meu de la București, sau prietenul meu de la Iași, sau de unde ne mai urmăresc ascultătorii, da, îl cunosc. Să se laude Dumnezeu cu noi cum se lăuda cu Iov: ai văzut pe robul meu Iov? Ce se întâmpla cu el? După ce copiii făceau un chef, el venea și făcea un altar și aducea o jertfă și făcea o rugăciune pentru ei. Asta ni se cere nouă. Stăm într-o relație apropiată cu Dumnezeu ca să simțim inima lui Dumnezeu. Pentru că suntem distrași de tot felul de lucruri în societatea în care trăim și uneori ne pierdem cu anumite detalii, uitând de fapt că noi suntem niște ființe spirituale. Noi venim din Dumnezeu și mergem la Dumnezeu. Iar în timpul acestei vieți trebuie să aprofundăm această relație cu Dumnezeu și să punem rugăciunea la locul ei. Noi când citim, de exemplu, despre frații noștri din Coreea, cumva invidiem: wow, biserică, 100.000 de membri. Dar când auzim că ei la ora 5 toți sunt la biserică să se roage o oră înainte de a pleca la lucru, zice: mă, mai bine să fim 100-200, las că e bine și așa. În carte ați făcut o afirmație interesantă care m-a, să zic, surprins și aș vrea să explorăm puțin. Ați afirmat că educația ajută credinciosul la avea o viață de rugăciune. Ați putea să explicați puțin mai mult această relație dintre cel care are o anumită educație și viața de rugăciune? Și avem chiar aici un citat din carte. Da, deci am observat lucrul acesta din analiza statistică. Am făcut niște tabele de încrucișare sau prostabulare, cum se numesc ele în literatura de specialitate, și am văzut cât se roagă oamenii funcție de educația pe care o au. Și am constatat un lucru surprinzător, și anume că persoanele care au o educație mai mare, se numesc persoanele care fac o facultate, un masterat, un doctorat, dedică un timp mai mare rugăciunii, procentual vorbind, decât persoanele care au o educație mai precară. Cum am văzut, de exemplu, și faptul că persoanele mai în etate au dedică un timp mai mare rugăciunii decât persoanele tinere. Și m-am gândit oare de ce, și întotdeauna am încercat să interpretez lucrurile acestea. Eu cred că pe măsură ce noi punem un timp pentru educație și petrecem mai mult, ne dăm seama că pentru dezvoltarea noastră avem nevoie de o educație continuă. Și pe măsură ce devii mai educat, îți dai seama mai mult de lipsurile pe care le ai și îți dai seama că ai nevoie de mai multă educație. Cam așa este și cu rugăciunea. Cred că persoanele cu multă educație își dau seama că prin înțelepciunea lor și prin studiul lor și prin tot ceea ce fac ei, nu pot rezolva toate problemele. Și atunci dedic acest timp mai mare rugăciunii, pentru că își dezvoltă această dependență de Dumnezeu. În timp ce depinzi de carte, și sunt multe cărți, ajungi să depinzi de cartea cărților și de Dumnezeul acestei cărți. Deci, cu alte cuvinte, educația naște în noi o dorință de căutare, de dependență, realizăm... Învățăm mai mult, cunoaștem mai mult, dar în același timp realizăm că avem nevoie și de mai mult, că avem nevoie de răspunsuri, pentru că avem suficiente întrebări. Cu cât învățăm, ne dăm seama că acumulăm mai multe întrebări și nu tot timpul avem și răspunsurile pe măsură. Deci am înțeles că educația în sensul acesta se referă mai mult la
timpul petrecut în rugăciune și nu în mod deosebit la calitatea rugăciunii celui educat și celui mai puțin educat. Al doilea domeniu care l-ați cercetat în acest studiu, care vizează spiritualitatea evanghelică, este citirea Bibliei. Și la ce concluzie ați ajuns în urma cercetării făcute privitor la evanghelici și la citirea Bibliei? Noi suntem considerați oamenii cărții, sau așa ne place să ne considerăm, cum stăm în realitate, de fapt? Deci aici uneori este problema și cumva de aceea am făcut acest studiu sociologic, că uneori există anumite slogane pe care noi le folosim, că da, noi să zicem baptiștii, nu? Suntem oamenii cărții, noi iubim Sfânta Scriptură, noi. Păi da, dar trebuie să arătăm lucrul ăsta. Și pentru mine a citi Sfânta Scriptură serios înseamnă a o citi minim o dată pe an, de la Genesa și până la Apocalipsa. Am cunoscut oameni după 40 de ani de credință care spuneau: eu n-am citit Biblia niciodată de la un capăt până la celălalt. Și mi se pare o problemă majoră. Nu poți să ai o imagine de ansamblu a revelației lui Dumnezeu dacă tu citești bucăți. Astăzi citești 3 versete, mâine un capitol, unul din vechiul, 3 din nou, și niciodată nu reușești cumva să pui lucrurile într-o ordine. Pentru că revelația aceasta din Scriptură este progresivă. Dumnezeu s-a revelat pe sine în diferite perioade istorice, începând cu cartea Genesei, cu facerea, da, și până la cartea Apocaliptei, până la revelația finală a vremurilor de pe urmă. În cele din urmă, procentele sunt următoarele și poate prezentăm slide-ul acesta referitor la Cuba, cu citirea Bibliei. Da? 16,4% declară că au citit foarte rar Biblia. Acesta este un mod de a spune că nu prea citesc deloc. Parțial, 61%, ceea ce mi se pare foarte mult, a oamenilor care așa gustă din când în când din Scriptură, dar nu reușesc să treacă la a citi întreaga Scriptură pe parcursul unui an. Odată integral, 15%, hai să rotunjim, iar integral mai mult decât o dată pe an sunt doar 7%. Întrebarea mea este: suntem oamenii cărții? La un moment dat o să analizez și dacă suntem oamenii cărților, dar până atunci rămânem la cartea cărților, la Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care constatăm că doar 22%, adică mai puțin de unul din patru credincioși, citesc Biblia o dată pe an, eu cred că trebuie să constatăm că avem o problemă. Avem o problemă de raportare a noastră la cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și lucrător, care este o hrană cu care noi ne hrănim, că omul nu trăiește, spunea Domnul Iisus, numai cu pâine, ci trăiește cu cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, cumva, aici a fost una dintre dezamăgirile mele în studiu, că un număr așa de mare de credincioși evanghelici nu reușesc să citească Biblia o dată pe an. Foarte interesant că în studiu, dacă e să comparăm graficul care l-am prezentat la citirea Cuvântului lui Dumnezeu și la rugăciune, numărul, procentul este aproape acolo. 7% au citit Biblia și 8% se roagă 30 de minute pe zi. Deci undeva, se pare că ne mișcăm undeva la 7-8% dintre evangheliști care au o spiritualitate pasionată, adică pun pasiune și dau timp pentru o spiritualitate. Da, în carte eu am făcut câteva observații, câți dintre oamenii, de exemplu, care se roagă mai mult de 30 de minute și citesc Biblia o dată pe an. Pentru că din sociologie se văd lucrurile astea foarte clar, adică e o simplă comandă pe care o dai programului de statistică SPSS și el îți arată câți dintre respectivii și cum se corelează cele două întrebări pe care le-am pus. Dar în carte toate aceste lucruri sunt date, așa că nu dau toate concluziile,
Ele sunt mult mai multe. Eu prezint doar, fără interpretare prea multă, la capitolul acesta, dar în carte nu fac altceva decât să aprofundez și să merg un pic între diferitele calități ale timpului petrecut în rugăciune, în citirea Bibliei și în ceilalți itemi pe care îi vom discuta ulterior. Foarte interesant că noi suntem conduși într-un fel de un principiu din reformă, sola Scriptura, numai Scriptura. Asta ne spune că pentru noi Scriptura este sursa, norma pentru trăirea creștină, pentru trăirea în comunitate, o normă pe care, după studiul pe care îl prezentați, nu mai e atât de cunoscută. Și atunci întrebarea este ce a mai rămas din sola Scriptura. Poate că rămânem lângă Scriptură, dar poate că ne lipsește exact interacțiunea cu ea. Nu știu cum comentați lucrul acesta raportat cu principiul reformei. Da, e foarte interesant că atunci când interpretăm ce înseamnă numai Scriptura în viața noastră, nu putem cumva doar să ne scuzăm la a dedica timp altor cărți, de exemplu creștine. Și în momentul în care spunem că doar Scriptura, înseamnă că doar ea are autoritate în viața noastră și are autoritate din momentul în care noi o cunoaștem. Spuneam duminică la biserică că faptul că dormim cu Biblia sub cap nu ne ajută cu nimic. Biblia ne ajută în momentul în care o citim. Noi nu suntem superstițioși, nu credem că purtarea unei Biblii mici în pocetă sau în borsetă sau un rucsac sau oriunde altundeva ne-ar putea ajuta. Asta este o superstiție. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu viu și lucrător în momentul în care îl lași să lucreze în viața ta. Și acum avem atâtea posibilități de a studia cuvântul lui Dumnezeu, de la posibilități de a-l asculta. Durează 102 ore ca să asculți întreagă Biblia pe telefon sau pe MP3 sau în mașină, citită de alții. Avem nenumărate traduceri în format print și în format digital. Cred că eu în telefon am cel puțin 20-30 de traduceri diferite, în română, în greacă, în engleză. Pot face comparații, dar pe măsură ce avem atât de multe resurse, mi se pare că timpul pe care noi îl dedicăm Scripturii este un pic diminuat față de generațiile reformei. De aceea cred că trebuie să ne reîntoarcem la Scriptură. Cred că trebuie să începem să iubim Scriptura. Cunosc prea mulți creștini care la 1 ianuarie spun: da, anul acesta voi citi și eu odată Scriptura de la un capăt până la celălalt. Le dau celor din biserică planuri de citire cronologice, planuri de citire în care peste săptămână să citească mai puțin, duminica mai mult. Tot felul de artificii pe care le facem să-i determinăm pe oameni să citească întreaga Scriptură. Ceea ce constatăm atunci când îi întrebăm în câte o vizită pastorală, în câte o discuție: măi frate, și pe unde ești cu citirea Scripturii? Păi m-am oprit pe la Exod. Păi dacă în luna noiembrie te-ai oprit la Exod, sunt sigur aproape că nu vei termina până la finalul anului. Și dacă o să încep tot cu Genesa, până la urmă o să rămâi numai cu Revelația din Genesa, că celelalte nu o să mai reușești să le parcurgi. Asta este marea problemă care eu. Un alt domeniu pe care l-aș cercetat cu privire la spiritualitatea noastră ca evanghelici este legat de post. Ce înțeleg evanghelicii prin post și cum practică ei astăzi postul? Acum la noi, în general, postul este o perioadă dedicată lui Dumnezeu de o zi, de obicei, cu post negru, așa cum îl numim. Adică post fără mâncare, fără apă, o concentrare a noastră înspre problemele de natură spirituală. O aducere a lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, a noastră înșine și a problemelor pe care considerăm că le avem.
cumva îi arătăm lui Dumnezeu că ne pasă. Pe lângă rugăciunea noastră pe care o facem, o armă care amplifică puterea este postul. Acum, uitându-mă, cifrele sunt foarte interesante. O să vedeți un echilibru mai mare. Avem aproape 20% dintre cei care nu postesc niciodată. Adică în viața lor creștină. Avem graficul de la post, da? Vă referiți la graficul acesta de la post? Graficul de la post arată că 20% nu postesc niciodată, n-au postit niciodată în viața lor. Deci nici nu știu ce beneficii poate aduce. Avem 31%, aproape 32%, care postesc foarte rar, număr egal cu 31,86% care postesc când sunt provocați. Și cumva aici cred că este un domeniu și un loc în care putem să creștem puterea noastră folosind arma postului. Ca și lideri creștini, noi cred că putem să-i provocăm pe oameni pentru anumite proiecte și atunci să le cerem să se roage. Pentru alegeri, de exemplu, alegerile care vor fi în 6 decembrie. Sau pentru pandemia aceasta care speram că se va rezolva în 3 luni și uite că suntem la 8-9 luni și lucrurile sunt extrem de complicate. Deci cumva e o masă critică de oameni care ar putea cumva fi mobilizați la post între acești 31,86%. Dar pentru mine cel mai important lucru pe care am vrut să-l văd a fost câți postesc regulat o dată pe săptămână. Adică au o zi de post și practică lucrul acesta. 16,62% dintre evanghelici din România postesc. Deci 16 dintr-o sută. Asta dacă arată... Dacă ne întoarcem la slide-ul acesta, vedem că doar 16, da? Da, deci cumva mai mult decât 7-8% cum era înainte. Sunt oameni care au învățat să folosească această armă în mod obișnuit. Nu numai atunci când sunt provocați. De aceea cred că dacă am lucrat la cei 31,86% care spun că intră într-un post atunci când sunt provocați, eu cred că am putea duce procentul aproape la 50%. Ori dacă am învățat să folosim arma aceasta în proporție de 50% dintre creștinii din România, eu cred că trezirea spirituală s-ar apropia de noi. Nu cumva este și o explicație aici de ce procentajul la post e mult mai mare decât cel remarcat la citirea Sfintei Scripturi sau la rugăciune. Poate că cultura religioasă în care noi trăim, mă gândesc, ortodoxia, unde practica cititului Scripturii nu e atât de frecventă, nu e o disciplină cu practicată cu perseverență, sau unii poate nu citesc Biblia deloc, și la fel poate rugăciunea este spontană, postul este totuși în religia tradițională destul de bine așezat în practica unui credincios ortodox sau catolic. Poate fi asta și o explicație? Eu cred că da. Eu cred că postul oricum presupune o educație. Și unul dintre rolurile lui este tocmai acesta, o educare a trupului nostru. Deci cumva trupul nostru care își cere drepturile în fiecare zi să fie educat astfel încât să poată înțelege că de fapt nu este totul, ci nu el este la cârmă. Cumva trupul nostru trebuie să fie supus, pentru că în natura noastră, în firea noastră, noi avem tendința să deviem, să deraiem de pe orbită. Și atunci cumva postul este cel care ne pune pe noi într-o stare în care să realizăm că nu trupul este cel care trebuie să dicteze. Trupul trebuie ținut în stăpânire. Și dacă îl ținem cu post, probabil că putem să interzicem multe alte lucruri, că noi avem diferite pofte la nivelul trupului nostru, pe care cumva trebuie să ni le limităm.
Chiar dacă este o învățătură învățată și este o practică cumva tradițională, eu cred că ea ajută. Ați vorbit în carte și despre frecventarea adunărilor publice ale bisericii și mai avem foarte puțin timp și încercăm să abordăm și acest domeniu cu câteva concluzii, să atragem atenția și asupra lui. Ce ne puteți spune despre rezultatele cercetării în acest domeniu? Acum două treimi aici, ce pot spune foarte scurt, este că două treimi dintre creștinii evanghelici din România participă la toate serviciile de duminică. Nu am măsurat serviciile de peste săptămână, pentru că unele biserici nu au servicii peste săptămână, dar totuși două treimi merg la toate serviciile. Există un procent de 18,5% care merg în general dimineața, un procent de 9,5% care merg în general seara și avem și creștini 5,5% care merg numai de sărbători. Deci ca să nu zicem că doar alții au și noi avem creștini de Paști și de Crăciun. E adevărat că procentul nu este unul semnificativ, dar trebuie să luăm în considerare. Totuși 5,5% dintr-o sută de creștini este un procent demn de interpretare. Așa că nu avem probleme mari cu frecventarea bisericii. Cumva suntem ordonați, suntem obișnuiți că e ziua Domnului, că trebuie să ne îmbrăcăm frumos și că trebuie să mergem la biserică. Doar că acest lucru nu rezolvă toate problemele. Ați văzut că faptul că mergem la biserică nu ne face în același procent să ne rugăm, nu ne facem în același procent să citim Biblia, nu ne face în același procent să postim. Deci cumva procentul celor care frecventează biserica este mult mai mare decât al celor care se implică activ în aceste practici spirituale. Vă felicit pentru studiul care l-ați făcut și cred că scoate în evidență niște lucruri foarte interesante. De aceea, datorită timpului pe care îl avem limitat, vă propun să mai avem o emisiune, dar până atunci, până la următoarea emisiune, care sper să fie data următoare, să continuăm spicuiri din această carte. Aș vrea să ne spuneți unde ar putea să găsească cineva această carte și cred că la finalul prezentării PowerPoint avem și câteva informații acolo, dar dacă vreți să ne spuneți unde poate găsi această carte cineva. Eu am încercat să pun această carte la dispoziția celor interesați. De aceea, imediat după publicare, am pus-o în trei locuri în care ei ar putea să o găsească. Există două librării, Kerigma și Scriptum, în Timișoara și în Oradea. Acolo unde cartea poate fi găsită, poate fi comandată online de oriunde din țară și din câte știu eu din Europa, poate fi trimisă și în Europa. Iar pentru cei care poate ne urmăresc și nu sunt în Europa, există pe Amazon. Deci sunt cele trei link-uri care cred că pot fi puse și pe ecran, pe care telespectatorii cumva pot să le vadă, le pot urmări, dar și cu o căutare simplă pe Google nu este prea greu să găsească această carte și alte cărți pe care le-am scris în general pe subiecte legate de rețelele sociale. Așa că poate fi găsită. La un moment dat era și format Kindle, s-a întâmplat ceva, Amazonul nu i-a convenit limba română și a scos-o de pe Kindle, poate fi comandată doar print. Dar pentru biserici care doresc să primească această carte, să o cumpere pentru Comitetul Bisericii, de exemplu, ar fi foarte interesant ca diaconii, presbiterii să aibă acces la această carte. Pot merge, pot face lansări de carte în diferite locuri, merg la Ser Dialogos, în care oamenii pun întrebări și cumva putem să o ducem și acolo, dacă există interes. Mulțumesc mult pentru toată discuția din această seară. A fost o plăcere să dialogăm pe această temă, pe aceste teme. Vă propun să continuăm discuția. Concluzia ar fi că avem nevoie să creștem în ceea ce privește rugăciunea, citirea Scripturii, în ceea ce privește postul, ca nu cumva venirea noastră la biserică să fie doar simplă frecvență,
și viața noastră de creștin să se limiteze doar la venitul la biserică. De aceea, provocarea noastră la încheierea acestei seri, acestei emisiuni din seara aceasta este să devenim creștini care trăiesc cu Dumnezeu în fiecare zi, se conectează cu Dumnezeu în fiecare zi prin citirea Scripturilor, prin rugăciune și prin practicarea postului. Vă mulțumim pentru participare, vă dorim o seară bună tuturor, la revedere, Dumnezeu să ne binecuvinteze!